Azi călătoria ne duce pe platoul Bucegilor. În spatele meu se află Crucea de pe Caraiman, renovată cu ajutorul fondurilor Regio. Am reușit să restaurăm monumentul în integralitatea lui, să amenajăm un spațiu expozițional. Alpiniștii noștri erau agățați în sfori, sablau și imediat trebuia să vopsească pentru a împiedica rugina să intervină. Călătoria continuă.